Salutare, oameni buni, sunt Andrew Ray. Pentru azi o să vă dau biletul meu pe care îl fac eu pentru ziua de miercuri, 21 octombrie. Avem meciul din Champions League, evident. De ieri a jucat PSG să dea două goluri. PSG nu a fost în stare să marcheze mai mult de un gol. A jucat destul de modest. A avut încă 2-3 ocazii în care ar fi putut poate să dea un gol. A avut Neymar un șut în a doua repriză și Mbappé. În rest, cam nimic. Echipa a fost slabă. Manchester United a făcut un joc foarte bun în care s-a apărat și a mai jucat pe Dortmund. Aici credeam că nu are cum Dortmund să pierdă cu Lazio după ce Lazio a pierdut 0-3 la Sampdoria. Aici al doilea bilet la care am jucat DNB 1 pe Ren, 3 plus la Lazio cu Dortmund și peste 4,5 cornere Juventus. Juventus a avut 5 cornere, toate în prima repriză. Astăzi o să vă dau primul match, match dintre Manchester City cu Porto. Manchester City, o echipă super puternică, sunt accidentați doi jucători importanti, Gabriel Jesus și De Bruyne. În rest, echipa este de aptă, toți jucătorii, foarte buni în ofensivă. M-a dezamăgit ultimele două etape, am făcut 1-1 cu Leeds și doar 1-0 cu Arsenal. Pare o echipă în continuare bună, a jucat Phil Foden, Sterling, în fața a jucat Aguero, revenit după o perioadă destul de lungă de accidentări. În față Phil Foden, spatele lor cu Mahrez, parcă în față acolo ceva le lipsește încă un jucător de super clasă. Phil Foden e un tânăr care e super rapid, e un jucător extrem de talentat și el mai parcă ar mai avea nevoie de ceva timp ca să se acomodeze cu jocul, dar împotriva lui Porto, o echipă destul de solidă, dar în deplasări tot timpul cu echipele mari a avut probleme. Porto în campionat e acolo la bătaie cu Benfica, a câștigat 3-1 în campionat, 5-0 cu Maritim, a pierdut 2-3, 2-2 cu Sporting. Deci vedem, primește goluri destul de... Manchester City cred că o să le dea 2-3 goluri, va marca astăzi 2 goluri. Se joc tot pariul ăsta pentru că victoria lor oricum e o cotă mică. City marchează 2 plus la cotă de 1-25. Apoi următorul match, Inter cu Gladbach. Inter o echipă foarte bună, cu un lot extrem de bun, l-a luat pe Vidal, l-a luat pe Achraf Hakimi, jucător de bandă dreaptă, un jucător extraordinar de bun, foarte rapid, centrări extraordinare date de el, în față Lukaku, Lautaro Martinez, doi jucători extrem de buni care pot să marcheze oricând, Lukaku este deja goal-getter. Nainggolan lipsește de la Inter, Skriniar, dar nu e o problemă, Calhanoglu vechi nou la mijloc, oricum poate să joace Varela, Vidal și cred că cu Mönchengladbach care are deja vreo 4 asenți, Zakaria, un mijlocaș foarte bun care se vede că le lipsește celor de la Gladbach. Mai au încă vreo 4-5 absenți. Gladbach a avut doar rezultate destul de slabe. Cu Köln a avut o victorie 3-1, dar doar un egal în poziția lui Wolfsburg. Mai a avut un egal cu Union Berlin 1-1. Cred că Inter poate să câștige. În orice caz nu văd nicio șansă ca Inter să piardă. O să joc DNB 1, adică doar victorie Inter. Dacă se termină egal, primim cotă 1, la cotă de 1.32. Mai joc Ajax cu Liverpool. Ajax, o echipă bună, o echipă frumoasă, o echipă care joacă foarte deschis, ofensiv. Niciodată nu se baricadează în apărare. Stilul de joc pe care îi se bazează este stil ofensiv, deschis. Iar asta va lăsa spații, chiar dacă la Liverpool lipsesc Van Dijk și Matip în linia de apărare. Alisson, portarul, este Alcantara, este o absență poate destul de importantă, dar a marcat 3-1 cu Arsenal. În deplasare la Aston Villa a pierdut 2-7 surprinzător. Acum Liverpool la Everton a făcut 2-2, a avut un gol în ultima fază, dar în continuare la mijloc poate să joace cu Fabinho, poate să joace Diogo Jota, în față Mane, Salah, Firmino, un atac extraordinar și fundașii de benzi, fundașii laterali, Robertson și Alexander-Arnold. Și Robertson care sunt apți, vor face ravage aici pe flancuri în atac. Eu cred că Liverpool câștigă, să joc Liverpool 2 solis la cotă de 1.70. În aceste 3 cote, DNB 1 Inter, City 2 plus, Liverpool avem cotă de 2.81. Ăsta e biletul meu de bază pentru ziua de miercuri. Vă mai propun și alte meciuri. Ar fi așa, la Inter cu Gladbach am zis 1x pentru mai multă siguranță și să ne dea o cotă și la egal. Bayern cu Atletico Madrid, Bayern va ataca mult mai mult, va domina meciul. E o echipă care în campionat s-a cam distrat cu echipe mai slabe, are super jucători prin Gnabry, Coman, Lewandowski. Putem să jucăm pe marcator Gnabry, jucăm cornere peste 5,5 cornere Bayern, 1.45 cotă, vor fi cred că 1-0 pentru Bayern. Iar la Salzburg cu Lokomotiv, să jucăm pe Salzburg 1 și prima echipă 1 plus, ar fi un pariu. Astea sunt pariuri secundare, primul bilet l-ați văzut mai devreme, pe acela mă bazez eu, dar și aceste ponturi cred că sunt bune. Inter 1x-ul, Salzburg 1 și în prima să se dea un gol, are cotă 1.55 și Bayern München să aibă peste 5,5 cornere. Din astea face o cotă de 3.50 dacă le jucați așa, dar lăsați un like dacă vi se par bune ponturile și analizele pe care le fac și abonați-vă pentru a fi la curent cu viitoarele clipuri. Până la viitoare, vă urez doar baftă!